Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru luni, 11 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi, pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Pe partea de dragoste avem Nouăle de inimi, o carte foarte frumoasă, foarte pozitivă, care ne indică că o să fie o zi foarte frumoasă, foarte armonioasă și plină de împlinire emoțională și sentimentală. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, e posibil că astăzi să aveți ocazia să vă afișați împreună cu partenerul sau partenera voastră, să demonstrați lumii întregi exact cât de solidă, de frumoasă și de trainică este relația voastră. Acest 9 de inimi conține în spatele său și simbolismul unui trofeu, a unei cupe pe care o afișați, astfel încât toată lumea să știe exact ce premiu aveți voi acolo acasă. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să mergeți la un eveniment, cu toate că e mai puțin probabil în această perioadă să fie vorba de un eveniment. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să puneți pe conturile voastre de social media fotografii cu voi împreună cu partenerul și partenera. Este o zi în care vreți să vă lăudați și să vadă toată lumea ce relație frumoasă aveți, ce partener ideal v-ați găsit. Pentru cei singuri, această energie de trofeu, de câștig, poate să vină prin începerea unei relații sau, dacă nu vă cunoașteți deja viitorul partener-parteneră, prin întâlnirea acestui viitor partener-parteneră. În orice caz, o să fie o zi în care vă simțiți victorioși, învingători în plan sentimental, emoțional. Este o energie foarte frumoasă, cu foarte multă susținere, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată. Bucurați-vă de această zi, profitați de această energie. Este cu adevărat un cadou, un trofeu pe care vi-l oferă Universul în această zi de luni. Hai să mergem mai departe pe situația de sănătate. O altă carte din suita de inimi, de data aceasta 10-le de inimi. Și aceasta este o carte foarte pozitivă, de împlinire, de fericire, de motiv de sărbătoare. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca acest motiv de sărbătoare să fie datorat unor analize sau unui diagnostic pozitiv pe care îl primiți, fie voi, fie anumiți membri din familie, pentru că una dintre semnificațiile acestei cărți este de împlinire în sânul familiei. Deci s-ar putea ca acest rezultat pozitiv în urma unui tratament sau în urma unei terapii să nu fie neapărat pentru voi, ci să fie pentru un membru apropiat din familia voastră. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate și nu aveți în familie membri care să aibă mari probleme de sănătate, este o zi foarte bună în care să vă contactați părinții, bunicii, ca să aflați istoricul medical al familiei voastre, astfel încât împreună cu un homeopat, da, cu un medic canalizat pe prevenție, nu pe tratare, să vă faceți un plan de acțiune astfel încât să vă asigurați longevitate, sănătate și la adânci bătrâneți, să vă asigurați că o să puteți să evitați acele boli cronice care sunt deja în familia voastră, acele boli care se transmit din generație în generație. Este o zi bună ca să vă faceți aceste planuri de viitor, să vă gândiți la metode de prevenție, astfel încât să nu fiți nevoiți în viitor să tratați o boală pe care puteți să o evitați. În orice caz, aici este o energie foarte frumoasă, foarte pozitivă, nu văd absolut niciun motiv de îngrijorare nici în acest aspect al vieții voastre. Pe partea de carieră, bani, afaceri, investiții, avem aici Asul de Bâte. Este o carte foarte frumoasă, care reprezintă noi începuturi, noi începuturi pline de pasiune și de creativitate. Pentru o parte dintre voi,
E posibil ca acest lucru să se manifeste chiar printr-un nou job, printr-o nouă colaborare, printr-o nouă afacere, o nouă investiție, un nou proiect la actualul loc de muncă sau o nouă direcție în carieră. În orice caz, asul de bâte aici ne indică că sunteți foarte entuziasmați de această nouă oportunitate care apare în viața voastră și sunteți dispuși să vă dedicați trup și suflet acestei noi inițiative. Este un lucru foarte bun pentru că sunt șanse foarte mari aici să vă aducă beneficii pe termen lung. Sunt foarte bine aspectate toate meseriile care țin de domeniul artistic, de creativitate, sunt bine aspectate și acele hobby-uri care se pot transforma în surse secundare de venit, mai ales dacă e vorba de anumite lucruri pe care le faci tu manual cu mâna ta, dar în același timp sunt bine aspectate și toate meserile care țin de justiție, ordine, legi, armată, poliție, tot ce e într-un fel sau altul legat de menținerea ordinii publice și de impunerea legilor. Ca domenii de investiție sunt foarte bine aspectate toate domeniile creative, investițiile în artă, în proiecte artistice, dar și în fabrici unde se produce ceva manual, de unde iese efectiv un produs finit. Per total, o zi foarte frumoasă, toate cărțile care au ieșit sunt pozitive, profitați de această energie. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune din aceste cărți. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați și la etalările pe fiecare zodie în parte pentru luna ianuarie, dar și pentru tot anul 2021. Dacă nu ați văzut deja aceste videouri, găsiți aici linkul în colțul din dreapta sus. Bun, și acum hai să vedem cardul de înțelepciune pentru această zi. Este următorul. Anul acesta lucrez în planul mental pentru transformarea mea în bine. Deviza mea din acest an este aleg bucuria. Viața există pentru ca eu să mă bucur de ziua de azi. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze aceste cărți care au ieșit în etalarea pentru această zi. Bucurați-vă de toată această susținere pe care o aveți de la Univers astăzi. Profitați de toată susținerea asta care o aveți atât în planul amoros, în relații, cât și pe partea de sănătate, ca să vă canalizați pe acest nou început în afaceri, în partea voastră financiară, pentru că acest nou început, la un moment dat, o să vă ajute, o să vă susțină și celelalte domenii de viață. Chiar dacă e un început mic, să zicem că reușiți să transformați un hobby într-o sursă secundară de venit și nu vin foarte mulți bani de acolo, câțiva zeci de lei, sute de lei pe lună, nu vă descurajați din acest punct de vedere, pentru că toți trebuie să începem de undeva. Orice afacere a început cu primul client, cu prima vânzare. Nu este important câți clienți sau câte încasări ai făcut în prima zi, ci câte zile de acum încolo o să reușești să tot aduci clienți și să tot faci încasări. Faceți acest prim pas cu entuziasm, pentru că o să vă ducă într-o direcție foarte, foarte bună. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!